ghinion pe capul șoferului unei camionete. Vehiculul i-a luat foc. Totul a avut loc în data de 29 iulie pe strada Calea Ghidighiciului din capitale. Imaginile de la fața locului au fost surprinse de un alt șofer în trafic și postate pe o rețea de socializare. În acesta se poate observa că norul imens de fum era văzut de la sute de metri distanță, iar flăcările au cuprins în întregime cabina camionetei. La locul incendiului au fost chemați și pompierii. Din informația oferită de către ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, focul ar fi afectat și secțiunea motorului. Chiar dacă s-a intervenit operativ, flăcările au reușit să mistuiască cabina vehiculului în totalitate. Din fericire, șoferul ar fi reușit să iasă la timp din autoturism și nimeni nu a avut de suferit. Totuși, vehiculul său cel mai probabil nu va mai putea fi supus reparației. Circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.